Se spune în popor că banii nu aduc fericirea. Este adevărat că aceasta nu poate fi cumpărată, însă mai multe cercetări au arătat că banii pot influența starea de bine a unei persoane. Este adevărat că fericirea nu poate fi cumpărată. La fel de adevărat este că întotdeauna ne dorim mai mult decât ceea ce avem și de multe ori nu ne bucurăm de clipele din prezent. Banii aduc fericirea, dar acum nu știu cum să vă spun. Dacă ești dependent total de bani, toată lumea e dependentă de bani, dar nu trebuie să influențeze 100% viața ta. În primul rând, banii sunt ceva care îți poți cumpăra lucruri materiale. Fericirea ține de starea de bine, starea sufletească, înțelegerea în familie, acum comunicare, educație. În primul rând, primii 7 ani de acasă o fac foarte mult, contribuie. Dar banii sunt doar așa o marfă de schimb. Majoritatea oamenilor nu sunt de acord cu sintagma banii aduc fericirea, însă de cele mai multe ori starea de spirit poate fi îmbunătățită de situația financiară. Că liniștea căminului, liniștea familiei, înțelegerea între soț și soție, grija față de copii, de educația lor, e mai importantă decât banii, dar sigur că banii sunt o condiție pentru a îndeplini aceste deziderente. Specialiștii afirmă că obiectivul în atingerea fericirii nu este strângerea averii, ci folosirea banilor pentru îndeplinirea anumitor nevoi sau dorințe la momentul potrivit.